și fracelor, vă invit respectos să deschidem Sfânta Carte, unde vom citi un scurt pasaj din Vechiul Testament, iar apoi pasajul nostru din Noul Testament. Primul text se află în Isaia, capitolul 64, versetul 1, iar apoi al doilea text se află în Evanghelia după Marcu, capitolul 1, începând cu versetul 9, până la versetul 11 inclusiv. Repet cuvântul Domnului pentru noi în această dimineață, în continuare, se află în Isaia, capitolul 64, versetul 1, iar apoi Evanghelia după Marcu, capitolul 1, de la versetul 9 la 11 inclusiv. Să ascultăm acest cuvânt atât de frumos și atât de minunat. O, desardespica cerurile și te-ai coborâ, s-ar topi munții înaintea ta. Evanghelia după Marcu, capitolul 1, versetul 9. În vremea aceea a venit Iisus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de Ioan în Iordan. Și îndată ce ieșea sus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul coborându-se peste el ca un porumbel. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, Tu ești fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Amin. Ocupați locurile. Iubiți după o scurtă paranteză de două sau trei săptămâni, o paranteză deosebit de importantă și folositoare, este bine să fim din nou în Evanghelia după Marcu. Și este atât de frumos textul nostru, pentru că ceea ce s-a întâmplat aici în textul nostru este ceva care a fost prevestit de mulți ani de zile, cu mulți ani de zile înainte de a se întâmpla, și prezintă botezul Domnului nostru Isus Hristos. Un eveniment care este deosebit de glorios atunci când îl înțelegem cum trebuie înțeles, și totodată nu doar glorios, ci deosebit de profund. De ce este glorios și profund? Pentru că au trecut circa 4000 de ani prin care și în care păcatul a făcut ravagii în viața oamenilor. Ravagii în vieți personale, ravagii în familii, ravagii printre copii. Au fost rugăciuni care erau adresate către Dumnezeu pentru mântuire, ca Dumnezeu să-și arate mila și îndurarea Lui, ca Dumnezeu să intervină în viața poporului Israel și în lumea noastră. Și milenii de anticipare au trecut. Și oamenii în aceste milenii au anticipat că se va întâmpla ceva deosebit. Au anticipat, așa cum a fost rugăciunea care a fost menționată în Isaia, capitolul 64, versetul 1, căci după atâția mii de ani, patru mii de ani în care nu s-a prea întâmplat nimica suficient de puternic să schimbe traseul lumii nu s-a întâmplat ceva suficient de puternic ca inima omului să fie schimbată, modelată. Poporul Domnului, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în rugăciunile lor, s-au rugat ca cerul să fie despicat. Cerul să se deschidă și Dumnezeu să intervină direct, Domnul să vină jos pe pământ. La împlinirea vremii, iubiților, în momentul hotărât de singurul Dumnezeu, Dumnezeul care este suveran, Dumnezeu intervine prin mântuire, prin salvare, prin răscumpărare și prin eliberarea omenirii. Cu circa 30 de ani înainte de acest eveniment, Evanghelistul Ioan, în capitolul 1, ne spune căci cuvântul care a fost preexistent, care nu are început și nu are sfârșit, cuvântul care a fost cu Dumnezeu, prin care s-au făcut toate lucrurile, și cuvântul care era Dumnezeu, Cuvântul Sfânt ne spune că acest cuvânt s-a făcut trup și a locuit printre noi. Au trecut 30 de ani și acest cuvânt care a venit din ceruri pentru noi este prezentat la o ceremonie deosebit de frumoasă. Textul nostru, în textul nostru, Duhul Sfânt ne dă voie, ne permite să vedem o frântură din gloria Domnului nostru Isus Hristos. În textul nostru sunt două lucruri deosebite care se întâmplă și în dimineața acestei zile, cu ajutorul Domnului, ne vom ocupa cel puțin de una din aceste două lucruri. Primul lucru care se întâmplă este că cerurile se deschid sunt despicate, după cum vom vedea în câteva momente. Al doilea lucru care se întâmplă, care este deosebit de important, al doilea lucru care se întâmplă are trei subparts, trei părți la el. Primul lucru care se întâmplă este că Dumnezeul triunitar este prezent. Avem prezența lui Dumnezeu Tatăl, avem prezența lui Dumnezeu Fiul, și azi avem prezența lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. În acest text, a doua nuanță a ceea ce se întâmplă aici în gloria divinității lui Dumnezeu, în această glorie minunată, ceea ce a fost anticipat în Vechiul Testament, cel care a fost descris într-o formă nu atât de clară, devine foarte clar. Iubiților, când Biblia se deschide și când Duhul Sfânt începe să scrie prin secretarul numit Moise, cum a creat cerurile și pământul, să nu facem nicio greșeală. Triunitatea lui Dumnezeu este prezentă. Întotdeauna Dumnezeu a fost un Dumnezeu triunitar. Și dacă Dumnezeu întotdeauna a fost un Dumnezeu triunitar, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt El este același ieri, astăzi și în veci este neschimbător. Observați dacă deschideți doar în Genesia, capitolul 1, să vedem această triunitate a lui Dumnezeu prezentată. Capitolul 1, versetul 1. La început Dumnezeu. A făcut cerurile și pământul. Iată-l pe Dumnezeu Tatăl. Versetul 3. Și Dumnezeu a zis să fie lumină, și a fost lumină. Este Dumnezeu Cuvântul care s-a făcut trup și a locuit printre noi, și toate au fost făcute prin El. Nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără de El. Iată-l pe Dumnezeu Fiul și în versetul 2 din Genesia, capitolul 1 Pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Iată trinitatea lui Dumnezeu prezentată la începutul Scripturii și iată la începutul lucrării Domnului nostru Isus Hristos aceeași triunitate maestoasă apare la râul Iordanului, la botezul Domnului nostru Isus Hristos. Dar înainte de a ne uita la triunitatea lui Dumnezeu și la importanța și la frumusețea acestui lucru, pentru a înțelege mai bine botezul Domnului nostru Isus Hristos, și lucrul glorios care s-a întâmplat acolo și de ce s-a întâmplat aceste lucruri, haideți să ne uităm la istoria rugăciunii ca cerurile să fie deschise. Textul nostru în versetul 10 din Evanghelia după Marcu ne spune în felul următor. Și îndată când ieșea Iisus din apă, el a văzut cerurile deschise. Ce înseamnă acest lucru că cerurile s-au deschis, s-au despicat? Pentru a înțelege mai bine, vă invit respectos cei care aveți Biblia la dumneavoastră să deschideți în Vechiul Testament. Pentru că așa cum am văzut în versetele 1 la 8, cele întâmplate trebuie înțelese nu fără niciun context. Toate lucrurile din Noul Testament, au un context în Vechiul Testament. Și dacă nu luăm acest context și dacă nu ne gândim și dacă nu cunoaștem acest context, 1. Nu putem citi Biblia corect. 2. În niciun caz, dacă nu o citim corect, nu o putem interpreta corect. Și dacă nu citim corect și dacă nu interpretăm corect, în niciun caz nu putem aplica corect cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea, iubiților, cuvântul Sfânt ne spune că omului Dumnezeu trebuie să fie și să vegheze la timp și ne la timp în Scriptură și să împartă cum cuvântul lui Dumnezeu. Drept, ne spune că nicio profeție, nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Nu ne putem azarda să tâlcuim sau să încercăm să tâlcuim singuri Sfânta Scriptură, ci Scriptura prin Scriptură se explică. Cerurile deschise. Contextul pentru cerul deschis se află în Isaia capitolul 63, Începând cu versetul 8 și 9. Sunt câteva faze prin care vom trece pentru a înțelege mai bine ce a însemnat pentru audiența originală când au auzit că cerurile s-au deschis. Isaia 63, 8 și 9 ne vorbește despre bunătatea lui Dumnezeu, care am auzit în cuvinte deosebit de frumoase în limba engleză în această dimineață. Observați Isaia 63, versetul 8. El a zis, negreșit, ei sunt poporul meu. Ce har deosebit. Niște copii care nu vor fi necredincioși. Vor rămâne credincioși. Și astfel, El s-a făcut mântuitorul lor. Cum să fie necredincioși când i-ai luat din robie? Cum să fie necredincioși când au văzut cu ochii lor Marea Roșie care s-a deschis și armata Egiptului care s-a înecat? Și în versetul 8, ultima parte, și astfel el s-a făcut mântuitorul lor. În toate necazurile lor n-au fost. Fără de ajutor. Și, îngerul care este înaintea feței lui, i-a mântuit. Iată o preîncarnare a Domnului Isus Hristos, care a mers împreună cu poporul Israel. El, însuși, i-a răscumpărat. În dragostea și în îndurarea lui, și necurmat, i-a sprijinit și i-a purtat în zilele din vechime. A fost cu ei. Ce frumos! Care a fost răspunsul poporului la bunătatea lui Dumnezeu? Și dumneavoastră, când cineva îți face bine, te aștept să îți întoarcă favorul. Ai făcut un bine, chiar un bine nemeritat, i-ai gândi care avea suficient obraz să-ți întoarcă bine. Cel puțin, dacă nu-ți întoarce bine, să nu-ți facă rău. Uitați problema omenirii, versetul 10 din Ișaia 63. Dar ei au fost neascultători. Și au înstristat pe Duhul lui cel Sfânt. Iar el i s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. Istoria Vechiului Testament, istoria omenirii, și chiar de astăzi. Apoi. Tot în Isaia 63, începând cu versetul 11, apropiindu-ne de 64 cu 1, este o aducere a minte. După ce Domnul se mânie pe poporul lui și după ce Domnul îi judecă și trimite pedepse peste ei, după cum a promis, nu pentru a îi nimici, ci pentru a încerca să îi trezească, observați ce spune cuvântul Sfânt în versetul 11, atunci poporul său, și a dus aminte de zile străvechi ale lui Moise și au zis, Unde este acela care ne-a scos din mare, cu păstorul turmei sale? Unde este acela care punea în mijlocul lor Duhul lui cel Sfânt, care povățuia dreapta lui Moise, cu brațul său cel slăvit, care despica apele înaintea lor, ca să-și facă un nume veșnic, versetul 13, care îi călăuzea prin valuri, ca un cal pe loc neted, fără ca ei să se potignească, ca fiara care se pogoară în vale. Așa i-a dus Duhul Domnului la odihnă, așa i-ai povățuit tu pe poporul tău ca să-ți faci un nume plin de slavă, ce-au adus aminte de ce a făcut Domnul pentru ei. Și apoi începe o rugăciune. O cerință care a avut un ecou în fiecare secol, cum s-a renoit secolul, începând mai departe cu versetul 15. Totuși, Tu ești Tatăl nostru. Cu toate acestea, cu tot ce am făcut, ne aducem aminte. Ne aducem aminte că Tu ne-ai ales pe noi și ne-ai pus deoparte pentru tine. Tu ne-ai spus că trebuie să fim un popor sfânt, pus deoparte pentru numele tău cel sfânt. Ne aducem aminte că, deși noi suntem necredincioși, Dumnezeu rămâne credincios. Ne aducem aminte că Dumnezeu are o soluție pentru orice problemă a omenirii. Ne aducem aminte că nimic în universul acesta nu îl prinde pe Dumnezeu cu în surprindere. is not surprised by anything that happens in the world. Totuși, tu ești Tatăl nostru, că ce nu ne cunoaște și Israel nu știe cine suntem. Avram, un om care a avut un respect deosebit în poporul Israel, comparat cu cine este Dumnezeu, Avram este nimica. Că -ți spune, dar tu, Doamne, ești Tatăl nostru. Tu din veșnicie te numești Mântuitorul nostru. Pentru ce, Doamne, ne lași să ne rătăcim de la căile tale? Pentru ce? Pentru ce ne împietrești inima ca să nu ne temem de tine? Pentru ce? Mizur, când începem să realizăm căci. O formă în care Dumnezeu ne judecă este să îngăduie să ne îndepărtăm de El. Pentru că noi am întors spatele lui Dumnezeu. Și când întrebăm, Doamne, de ce faci lucrul acesta? Răspunsul este clar pentru că voi ați ales să mă ignorați pe mine. Ați preferat să mergeți după alți Dumnezei? Ați preferat să ascultați alte voci? Ați preferat atunci când v-am pus la încercare? ați căzut la încercarea pe care v-am pus-o. Și observați, în continuare, rugăciunea spune, întoarce-te din dragoste pentru robii tăi, pentru seminției moștenirii tale. Poporul tău cel sfânt n-a stăpânit țara decât puțină vreme. Vrăjmașii noștri ne-au călcat în picioare și au călcat în picioare locașul tău cel sfânt am ajuns ca un popor pe care niciodată nu l-ai cărmuit tu, peste care niciodată nu s-a chemat numele tău. O situație de disperare și apoi o cerință care ne aduce la textul nostru. Care este cerința? O, de s-ar despica cerule și te-ai Bisor, când versetul 10 din Marcu, capitolul 1, ne spune că s-au deschis cerurile pentru poporul Israel, pentru orice cunoscător a Scripturii, înseamnă că Dumnezeu este acel care în suveranitatea Lui a ascultat rugăciunea poporului său, pentru că această rugăciune n-a fost făcută prin voia oamenilor, ci a fost făcută și a fost venită prin Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Duhul s-a rugat prin vocea lui Isaia, o, de s-ar despica cerurile, pentru că va veni vremea când cerurile se vor despica. În alte cuvinte, se întâmplă ceva care nu s-a mai întâmplat de la creație. Domnul Isus Hristos vine să mântuiască pe poporul Lui, binecuvântat să fie Domnul. Cuvântul folosit și tradus de Cornilescu, deschise cerule deschise, este cuvântul schizo-menos, care provine din cuvântul schizo, care înseamnă a despica, a deschide, a rupe. Reprezintă ceva deosebit, o descoperire că cel care a fost promis a sosit și nu doar că a sosit, ci că se va întâmpla ceva care va confirma identitatea acestei persoane. Cel promis, iubiților, la botezul lui rămâne același. Pentru identitatea Domnului Isus Hristos, botezul nu schimbă identitatea acelui care a fost prezent la botez a Domnului nostru Isus Hristos. Sunt mai multe învățături eronate și greșite, care nu le vom acoperi în dimineața aceasta, care spun că Isus a devenit Hristos doar la botez. Înainte de botez a fost doar Isus și a devenit Hristos atunci când a intrat în apă. După cum vom vedea, aceasta este o învățătură deosebit de eronată și deosebit de periculoasă. Mișor, prezența Domnului Isus Hristos la apele, Râului Iordan, pentru a se supune voi lui Dumnezeu, este o declarație clară căci lucrarea salvifică, lucrarea mântuitoare a lui Dumnezeu prin Fiul Său, Isus Hristos, a început și o va duce la bun sfârșit. Cuvântul acesta în limba greacă schizo este folosit la sfârșitul Evangheliei. Este și la început pentru a spune că ceva deosebit se va întâmpla și este folosit și la sfârșit pentru a spune că ceva deosebit s-a întâmplat. Știți care este textul la sfârșitul Evangheliei după Marcu? Marcu, capitolul 15, versetul 38 și 39. Perdeaua din lăuntrul templului s-a schizomena. S-a rupt. La început, cerul se despică. Dumnezeu Fiul este prezent în râul Iordanului. Dumnezeu Duhul Sfânt, se coboară și confirmă identitatea unsului, care este Mesia Fiului Dumnezeu. Și vocea Tatălui se aude din ceruri. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Iisor, după, ace după acest eveniment, gloria Domnului Isus Hristos din nou este concealed. Este ascunsă. Și vedem frânturi de glorie în Evanghelia după Marco. E la sfârșitul Evangheliei după Marco. Dacă la început cerurile deschise este confirmat de glasul lui Dumnezeu, de prezența Duhului Sfânt și a Fiului Sfânt, la sfârșitul Evangheliei, când perdeaua groasă din lăuntru este despicată, este ruptă, ca o dovadă că ceea ce și-a propus, și ceea ce a fost întotdeauna în planul lui Dumnezeu s-a întâmplat și jertfa a fost primită și avem acces liber la tronul de milă, de har și de îndurare al lui Dumnezeu. Adică suntem mântuiți prin sângele glorios a Domnului Iisus Hristos care a intrat odată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor nu cu sângele unui taur sau cu sângele unui animal ci cu însăși sângele lui slăvit să fie Domnul. Și identitatea lui, și acolo, este confirmată. Dar, observați cine o confirmă. La sfârșitul Evangheliei, perdeaua dinăuntru Templului s-a rupt în două, de sus până jos. Sutașul care stătea în fața lui Isus, când a văzut că și-a dat astfel Duhul, a zis: cu. Adevărat, omul acesta era fiul lui Dumnezeu. În săptămânile sau în lunile care ne stau înainte, vom lucra în Evanghelia după Marcu între aceste două texte, în care, prin scriptură, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu va arăta ce înseamnă să fii Mesia. De ce am citit Isaia 63 și 64? Pentru că este obligatoriu pentru a înțelege contextul cerului deschis. Bisul, când cerul s-a deschis, Dumnezeu spune categoric și hotărât că împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. Vom auzi în câteva săptămâni dacă Dumnezeu ne va ajuta glasul Domnului Isus Hristos. Aici încă nu l-am auzit. Vom auzi glasul Domnului Isus Hristos care începe și spune, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Iubiților, când ne gândim la noi și ce înseamnă pentru noi, în afară de a cunoaște aceste detalii deosebit de importante vis-a-vis -vis de cerurile deschise, pentru noi, iubiților, înseamnă mai mult. Înseamnă că cel ce trebuia să vină a venit. Și când a venit, a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. N-a venit că n-avea ce face în ceruri. N-a venit că ne puteam descurca singuri prin faptele noastre și prin eforturile noastre. Au trecut 4000 de ani de la creație și de la căderea omului în păcat, în care Dumnezeu, prin milă și prin durare, ne-a răbdat, ne-a dat legea să ne arate cât de incapabili și cât de păcătoși suntem, ca să ne arate clar și categoric că nu ne putem descurca singuri. Și să ne arate că Dumnezeu este îndurător, milos și pasă și interesează de noi. Când cerurile se deschid, Fiul este prezent și Fiul este aici să caute și să mântuiască ce era pierdut. Fiul, ca și Tatăl și Duhul Sfânt, este același. Ieri, azi și în veci mai te caută pe tine. Mai caută oaia pierdută. Mai caută omul nenorocit. Mai caută drogatul care își părăsește nevasta. Mai caută copiii care sunt pe străzi. Mai caută pe cei care sunt cu inima zdrobită. Este acolo să încurajeze pe nevasta lăsată, pe soțul lăsat, pe cei în vârstă care se gândesc, da, oare n-a uitat Dumnezeu de mine, n-a uitat de tine, cerul a fost despicat și a fost confirmat că Mântuitorul Iisus Hristos este aici și când El vine, iubiților, totul se schimbă. Glorie Domnului! De aceea, ce înseamnă asta pentru noi? Mi se înseamnă că nu avem voie să ne împietrim inima. Nu avem voie să facem ca Israel, să ne întoarcem spatele. După ce Dumnezeu ne-a făcut atâta bine, Salmistru spune, cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile care -au, au fost aduse față de mine? Cum voi răsplăti până a întoarce spatele? Nici de cum! cum îi voi răsplăti? Prin a recunoaște pe El ca Domn și Mântuitor, prin a lăsa ca Duhul Lui Cel Sfânt să intre în viața mea, să transforme viața mea, să-mi dea o inimă nouă, să spun, Doamne, ai milă de mine și dă -mi mântuirea Ta! Prin a mă întoarce înapoi la pocăință. Pentru că, iubiților, dacă problema pentru Israel din Isaia, capitolul 63, a fost gravă când și-a întors spatele față de Dumnezeu. Pentru noi problema e și mai gravă. Pentru că, iubitor, Dumnezeu nu are alt plan de mântuire nu mai va exista nicio voce să spună, uite, este o cale diferită prin care puteți să fiți mântuiți. El este calea, adevărul și viața. Mântuirea întotdeauna a fost și va fi și este doar prin Isus Hristos. Amen. Observați cât de categoric este cuvântul lui Dumnezeu care spune în Evrei, capitolul 1, versetul 1 și 2. După ce a vorbit în vechime, părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri. La sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut viacurile. Da, iubiților, ne-am uitat în această dimineață la prima parte a textului nostru, la cerurile deschise. Eu mă rog că aceste ceruri care au fost deschise și mântuirea care a venit și a coborât din cerul, ce? pentru că mântuirea vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Eu mă rog ca această mântuire să vină în fiecare viață, în fiecare familie, și știu, căci ca și Israel, mulți din noi am fost necredincioși, credincioșiei lui Dumnezeu. El ne-a făcut bine și noi i-am întors spatele. Și eu mă rog ca în dimineața acestei zile, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să iei cuvântul Sfânt al Lui Dumnezeu, să ne întoarcă inimile înapoi spre Dumnezeu, să ne plângem păcatul nostru, să luăm hotărâri noi pentru Dumnezeu, să spunem, Doamne, ești un Dumnezeu glorios, te slăvești și te laud pe Tine. În dimineața acestei zile, în textul din Vechiul Testament, stânca aceea care era Hristos, omul Iisus Hristos, care a fost 100% om și 100% Dumnezeu. N-a mai fost o piatră simbolizată metaforic printr-o piatră, ci a fost carne și sânge. El a locuit printre noi, plin de har și plin de îndurare. Și noi am văzut slava lui. În dimineața aceasta, iubiților, prin Cuvântul Sfânt, am văzut slava lui Dumnezeu. Și nu avem decât să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne transforme, să semănăm tot mai mult cu El. i mean